discuția. Vreau să vă spun că achizarea de bază a acestui serviciu este relaționată cu rezultatul fiind acea carnet care se avem pe cele două mese, unii se face acolo. În anul 2009, pentru a evita numărul de inutile ale persoanelor la serviciul de pașapoarte, am colaborat foarte bine în serviciile de cuce de evidență a persoanei din Motenița, Tuzești și Lehiu, pentru a proiecta cele de evidență a pașapoartului, astfel încât să ajung la mai mult timp să fie procesate. Eu zic că este un lucru foarte bun, pozitiv, astfel încât evităm numărul de inutile. Tot în 2009, începând de 5 octombrie, am fost la 7-lea județ al Guvernului Național care a implementat pașaportul electronic. Vă informez că această activitate s-a rezolvat în afară ori de program, în medie 16 ore pe zi, vineri, sâmbătă și duminică. Deci activitatea de lucrurile nu a fost subiectată cu nicio problemă. Aș vrea să vă spun și lucrurile și multe nevăzute în spatele acestui pașaport. Serviciul de pașaport nu are și alte atribuțiuni, pe lângă activitatea de emitere a pașaportului. Mă refer la colaborarea cu ambasada. De ce cu ambasada? 1. Cetățeanul depune cerere pentru obținerea pașaportului. 2. Note verbale din partea acestora cu privire la diverse evenimente săvârșite de cetățeanul român pe teritoriul ambasadei, dar și o parte neplăcută. Suntem acei soli care ducem vești proaste la familii, privire la decesele cetățenilor români care s-au produs pe diverse spații. O parte, e o activitate neștiută, nevăzută și extrem de delicată. Când te pui și îi bați cu la ușă și nu află, nu știe, plăcerea cu privire la rigoare este imensă. Nu ne-a spus aceste lucruri, dar se tot vorbește că serviciul de pașapoarte venite de pașapoartă ceată. E bine, mai sunt 12-12 activități în spatele acestei activități, în spatele pașapoarte. De asemenea, colaborăm cu instanțe. Privim dreptul la restrângerea dreptului de circulație, cât și suspendare. Colaborăm, de asemenea, cu poliția județeană municipală, privind recuperarea actelor de identitate ale persoanelor care au fost condamnate. Deci, colaborarea cu poliția este chiar foarte bună. De asemenea, am primit informări cu privire la persoanele urmărite general, persoanele care au dispărut de la domiciliu, de asemenea, desfășurăm activități de verificare teren pe această linie. Până, aș vrea să vă spun în continuare, făcut o mică comparație și studiind la cifra proprie, termenele de soluționare a pașapoartelor. Până în 1989, așa cum spunea și domnul prefect, activitatea era extrem de strictă și a nevoioasă, în sensul că emiterea unui pașaport durează la 3 luni, chiar și la un an de zile. De ce acest termen așa de lung? Persoana depunea cerere de obținere a pașaportului, că era permis de mutare sau pașaport de turistic, cum se numește, cum se denumea acea vreme. Cerea avea cam 8 pagini, tot neamul, toate lucrurile, acolo, în 8 verificări, la sânge, în 4 neamul de ediție, la vremea aceea, și se finaliza cu un aviz pozitiv sau negativ. Uite, erau situații, erau persoane care, în decursul anilor, cam, avea dreptul cam la o călătorie la 4 ani. Chiar dacă multe dintre trei călătorii erau avizați pozitiv la 4 ani, prindeau și aviz negativ, venea și în funcție de țara de solicita călătoria. E bine, venim în prezent, pașaportul, la nivel național, se numit două tipuri de pașaport. Pașaport electronic sau biometric, care în prezent se eliberează în 20 de zile următoare de la depunere. În prezent se fac efortul pentru a micșora termenul la 15 zile calendaristice. Asta depinde de Centrul Național de Personalizare care este la București
Și al doilea fiind de pașaport, fiind pașaportul simplu temporar, care are o validitate de un an și se eliberează maxim 2 ani de la returnarea cererii. Vedeți diferența. După 90, termenul s-a mai îndulcit puțin de obținerea pașaportului, mergând la 20 de zile. Acest termen fiind preluat de modificările legislative petrecute în decursul anilor, luminitul acest pașaport simplu temporar, care se eliberează mai repede de o carte de identitate. Odată cu implementarea acestui... De astăzi, prezența dumneavoastră aici, să vă felicit pentru ceea ce faceți, nu vă știe nimeni, e o chestie neitorie. Munciți mult. Știu că ați muncit foarte mult, dar și cum s-a șef la implementarea acestui program cu eliberarea pașaportului biometric. Să vă doresc succes în continuare și să știți că, de multe ori, chiar dacă nu ne exprimăm aprecierea pe față, mulțumindu-vă de fiecare dată, așa cum poate meritați, în sinea noastră, vă suntem recunoscători că sunteți acolo unde sunteți și că vă faceți treaba cum trebuie. Și ne ușurați și nouă sarcina. Sarcina de coordonare a județului. Vă mulțumim frumos, vă dorim succes în continuare, sperăm să rămâneți aceiași oameni muncitori și modești ca până acum. Iar aici la acolo sunt informații direct cu la ambasadă României din străinătate. Nu știu că sunt în practică de rătare. Deci, pașaportul e însoțit de aceste piante. Chiar că la Gișin cu aceste lucruri. La vedere este amul cu celor. La și cocări. N-am intrat în amalimă de pașaportul. Dar am trecut, am prezentat pe centrul de siguranță și nu am vrut să ne suprapunem și am preferat să primim informații noi, câteva cele de pașaport din până 1921-1923, care mi-a pus în dispoziție și mulțumim în mod deosebit domnului Filipat. Ca de obicei, aceste toată lumea care are reprezentul, mulțumim pentru participare, la mulți ani, spor la muncă, să fie bine și noastră și familiilor noastre și să avem evenimente din acestea frumoase, în care putem să spunem de fiecare dată că avem și realizări, și nu avem probleme, pentru că, exact ce spunea domnul comisar Cep, noi suntem toți de aici, instituții care suntem interfață cu publicul și suntem aici.